Bun găsit, dragi prieteni, iată-ne la un nou episod sau dacă vreți un moment istoric în istoria clubului Dinamo București. Astăzi, în 15 septembrie 2017, la aproape 60 de ani de la înființarea clubului nostru, de fapt aproape 70 de ani, îmi cer scuze, Dinamo joacă pentru prima dată în UEFA Champions League cu noul format. Vom debuta în UEFA Champions League în fața lui Chelsea, băieții, și se anunță un meci absolut incredibil. Iată-ne, UEFA Champions League, Chelsea vs Dinamo București. O nebunie totală, Dinamo n-a mai jucat niciodată în această competiție și sper să ne descurcăm așa cum trebuie. Mamă, iată echipa noastră, cea mai bună echipă o trimitem pe teren. Sper să facem față. Voi pune pe Patrick pe bancă, cred, în locul lui... Ia să vedem puțin, să schimbăm puțin echipa. Nu, de fapt voi lăsa pe Patrick aici și cred că îl voi pune pe Bumba în locul lui Rivaldinho. Și cam așa arată echipa noastră. Dinamo va debuta în UEFA Champions League. Și nu uitați, băieții, dacă și voi sunteți curioși să vedeți ce face Dinamo, dacă sunteți și voi fericiți pentru această performanță, nu uitați să apăsați butonul de like și să înceapă meciul. Dinamo vine pe Stamford Bridge, va fi un meci foarte interesant. Chelsea o echipă foarte, foarte bună. În primul rând, eu sunt mândru că particip în această competiție și dacă am reușit ceva, ar fi senzațional. Iată-ne stadionul Konami Stadium, însă mie îmi place să-i spun Stamford Bridge. Este pregătire acest meci de gală și să înceapă nebunia. Iată, live la Dolce Sport, Dinamo Chelsea. Iată balon de la Andone. Andone îl vede pe Rotariu. 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 Pasă bună oare la Andone, dar este o pasă bună. Andone din unghie. Nu a ales cea mai bună soluție, din păcate. Florin Andone trimite în plasa laterală. Oricum o șansă importantă pentru echipa noastră. Că nu vreau să fac transferuri din străinătate, să fai un fost jucător al lui Dinamo și m-am gândit să-l readuc la noi. Iar acum o centrare superbă și e 1-0. E 1-0 pentru Chelsea. Lens deschide scorul la o bâlbâială, dacă vreți, în defensiva noastră. Iată această centrare, balonul trece de Nedelcearu și Lens îl învinge pe Costel Pantilimon. 1-0 și acesta este scorul pauzei. Din păcate, Chelsea ne conduce după 45 de minute prin reușita lui Lens. Începe partea secundă. Din păcate, Chelsea ne-a dat gol la ultima fază a primei reprize și trebuie să revenim în joc. Nu vreau să ne lăsăm bătuți. Vreau să îi dăm gol formației al cărei patru nu este Abramovic, Nistor, înapoi. O pasă bună. Încercăm să combinăm, însă William e foarte atent acolo. Și îl voi băga, cred că, pe Florinel Coman în aceste momente în locul lui Florin Andone, care nu m-a convins absolut deloc. Nu m-a convins Andone în această seară și o să-l bag pe Coman. Poate el joacă mai bine. William. O centrare bună, e fault, e fault. Mevlia intervine, că a reușit. Ovidiu Hațegan, nu înțeleg de ce el arbitrează, însă Ovidiu Hațegan, arbitrul acestei întâlniri, acordă lovitură de la 11 metri. Să revedem faza. Da, este un fault al lui Collins Fai și Chelsea beneficiază de un penalty pe care îl va bate William. William, 2-0. 2-0, Chelsea se pare că a fost prea bună pentru noi astăzi. Revedem cum s-a obținut totul. Este 2-0 și Chelsea, pot spune, ne strică debutul în UEFA Champions League. Totuși nu este, nu ne putem compara cu echipa lui Conte. Bușuladzic. Bușuladzic pe lângă poarta lui Courtois. Am ales să trag de la distanță, m-am gândit că asta ar fi cam singura soluție. Să încerc să-l suprim pe portar și îi voi mai schimba pe niște băieți, îl voi băga și pe Hanka și pe Bumba. Voi băga, iată, doi noi jucători pe benzi. Poate că așa ne vom descurca mai bine cu Hanka și cu Bumba. Iată, am schimbat până la urmă tot atacul. Cealoba avansează bine, pas la Coșta, aproape de 3-0, Diego Coșta. Să din fericire trimite pe lângă poartă. Aproape să încheie meciul cu Coșta la 3-0. Chiar că era gata, însă iată ce greșeală face Pantilimon. Coșta ratează din fericire și nu ne luăm și al treilea gol. Cornerul Chelsea va bate Cesc Fabregas.
Fabregas, o pasă bună. Fabregas cu centrarea, Costa se înalță, însă trimite pe lângă poarta lui Costel Pantilimon. Încă o ratare pentru Chelsea, care clar a fost astăzi echipa mai bună. Nu am ce să spun, a fost clar echipa mai bună Chelsea, însă era și normal acest lucru, jucător mult mai de valoare decât ceea ce propune echipa noastră. Costa, o pasă, un voleu pe lângă poarta lui Costel Pantilimon. Chelsea mai vrea goluri, vor să ne mai înscrie măcar o dată în poartă. Este final de meci, dragilor. Victorie pentru Chelsea, 2-0. Din păcate, n-a fost startul de Champions League pe care cu toții l-am fi așteptat. Este o înfrângere dureroasă cu Chelsea. S-am jucat cu o echipă clar mai bună decât noi, așa că nu îmi pot critica jucătorii prea mult. Au fost clar peste noi cei de la Chelsea. Ia să vedem și ce alte rezultate. Bayern o bate pe Barça, Shakhtar o trece cu 4-0 de Apoel. Zenit, în grupa noastră, Zenit o bate pe Sparta cu 1-0. Să vedem ce a făcut și Steaua în această prima fază. Steaua pierde cu 3-1 în fața lui Celtic pe Arena Națională. Vedem și grupa noastră. Suntem pe ultimul loc după prima etapă, însă mai este mult până departe și sper. Și iată, fraților, ce meci ne așteaptă. De asemenea, în episodul de astăzi, după debutul în UEFA Champions League, urmează derby de România cu Steaua sau FCSB, fiecare cum vrea să îi spună. Vine derby de România, iată, cu Steaua, și un nou meci foarte greu pentru echipa noastră. După înfrângerea din Champions League, de fapt, și au fost înfrânți în Champions League, avem partida cu Steaua. Trebuie să jucăm clar cu cea mai bună echipă posibilă și să încercăm să o batem pe Steaua, pentru că asta e cel mai important, nu? Voi juca cu Coman, Rotariu, cred că cam așa va arăta echipa. Voi băga să pe Lobonț în poartă de această dată. Lobonț, un specialist al derbyurilor mari, care merită să joace astăzi. De asemenea, va fi Patrick pe bancă, pentru că n-am fost mulțumit de prestația lui Hanka. Rivaldinho, Andone, în rest, echipa e bună. Și da, să înceapă derby de România, Dinamo Steaua pe Ștefan cel Mare, episodul 1 din acest sezon. Mamă, fraților, mamă, ce meci avem. Ce meci nebun avem aici cu Steaua. Sper să-i batem. Ne aflăm, iată, pe stadionul Dinamo. O seară frumoasă, stadionul arhiplin ca de fiecare dată. Și să înceapă meciul din Ștefan cel Mare, să înceapă Dinamo Steaua. Tudorie, ce pasă frumoasă de Tudorie peste toată apărarea, însă balonul este în aut. Va degaja pisica Bogdan Lobonț. Pasa la Rotariu. Rotariu vine pleașcă din spate foarte bine. Însă iată-l pe Filip, va veni probabil centrala lui Filip. Centrala lui Filip nu era deloc respinsă de defensiva adversă. Nistor. O pasă la Rotariu, Rotariu! 1-0! Gol Dorin Rotariu! Prima ocazie a Dinamo Victoriata aduce și deschiderea tabelei în Ștefan cel Mare. Roti prinde un șut superb care nu-i mai dă nicio șansă lui Florentin Niță și Dinamo este în avantaj. Bine, bă, Roti, bravo, bă, băiatule. Ia să revedem faza. Tot la început de această centrare a lui Filip respinsă bine. Apoi Bușulat zicea prelungit la Nistor, Nistor la Palici, iată ce pasă de Palici, Roti cu un șut ca din pușcă, nu-i mai dă nicio șansă lui Niță și este 1-0. Nistor foarte frumos, pas la Palici, din nou Dinamo, Dinamo joacă mai bine în aceste momente, însă această pasă e foarte slabă. Momcilovici recuperează Hendrix, Tudorie. Pasă superbă la Enceanu, Enceanu, Boldrin, faul ce penalti! E penalti! Hațegan arată punctul cu vară, Collins Fai sau cine o fi faultat acolo, ia să vedem pe reluare. Îl văd aici pe Boldrin, Fai, da, faultează, a luat și mingea Fai. Greu de spus dacă a fost penalti sau nu, să Hațegan așa decidă. Va bate Fernando Boldrin, Boldrin pe mijloc și 1-1. E 1-1, Steaua egalează în derby prin Fernando Boldrin, cel care a marcat și în viața reală golul de 2-1, iată. Vedem aici pe Boldrin faultat și apoi penaltul său trimis în plasă fără speranțe pentru Lobby, pentru pisica Bogdan Lobonț. Este 1-1. Pe atacând Boldrin. Așa, bine Filip. Dă-o.
Două, da. Palici, foarte mult spațiu pentru palici. Încearcă pasa la Coman, o găsește cât de cât. Palici, palici! Trimite moale, trimite moale, ia un palici. Asta poți spune, trimite moale și... Filip, Filip, Filip cu centrarea, aoleo, May, Nistor, Nistor, ok, Nistor, prinde Niță, Niță va degaja scurt, orice greșeală facem, ok, Rotariu, Rotariu, nu este Torje și este 2 la 1, ce greșeală facem, ok, și Torje, profită 2 la 1 pentru Dinamo Torginio. Ne readuce în avantaj. Bine, mă, Torge, nu cred. Nu cred că un fundaș de talie a lui Moche poate greși într-un asemenea hal, însă văd că exact asta face. Iată, Niță îi trimite lui Moche. Moche presat de Rotariu greșește. Balon la Torge și de aici totul se simplifică. Torge avansează și trimite fără speranțe pentru Florentina Niță. Iată, imediat Reghe acționează, intră Munir în locul lui Iacolici. Dinamo are 2 la 1, minutul 84, Steaua din nou în corzi. Fault, se faultură, dar aici arbitru nu se lasă jocul să continue. Da, e un nou fault și o lovitură liberă periculoasă, mai ales că în PES majoritatea loviturilor libere ajung în poartă. De asta mi-e cel mai frică, pentru că majoritatea loviturilor libere sunt executate perfecte. Adversarii însă aceasta nu. Aceasta nu, a încercat la colț, nu, cam imposibil să dai gol. Și Dinamo scapă de o ocazie periculoasă a Stelei, minutul 88. Mai avem puțin de tras pentru victoria, însă Filip greșește. Mamă, poftica a greșit Filip acolo și Steaua atacă. Hamă, iei mingea lui Muniru. O nouă lovitură liberă. Sau nu? Tudorie, mamă, mamă, nu a fost Taher Bawab. Semnează ultima ocazie a meciului. Și ce ratare are Bawab, iată, trecând de toată lumea. Trece și de Nedelcearu, atât de liber, șutează însă pe lângă poarta lui Lobon. Ce este un monument al deznădejdii. Bawab ia și Malangu galben, însă îmi pasă mai puțin de acest aspect. Ce e important, fraților, este că suntem mai aproape că oricând de a câștiga derbiul etern cu Steaua. Lobons poate cu ultima degajare a meciului, rămâne de văzut. Degajarea lui Bogdan Lobons, capul lui Andone. Rotariu ține de minge, face exact ceea ce trebuie. Rotariu faultează și le mai oferim o șansă steliștilor prin faultul lui Rotariu asupra lui Muniru. Ultimele secunde. În mod normal, episodul să sune finalul partidei, nu faceți acest lucru. Un șut, o pasă, Nedelcearu se interpune și probabil că e finalul meciului. Este final de meci. Dinamo câștigă derby de România cu Steaua, scor 2 la 1. Bravo, bă, băieții. Iată, după înfrângerea cu Chelsea din ligă, vine victoria în derby de România. Moche gafează decisiv și ne pune practic pe tavă golul, băi băieților. Frumos, frumos episod, noi așa vedem și ce alte rezultate pe aici, să vedem cum arată și clasamentul UTA și Mioveni. Deja apar să devină echipele condamnate la etru radare în față. Timișoara, Dinamo și Craiova conduc campionatul, băieții. Și da, fraților, data viitoare vom juca cu Zenit acasă, primul meci acasă din UEFA Champions League, în care sper să ne descurcăm mai bine decât am făcut-o cu Chelsea. Pentru că episodul de astăzi se oprește aici. Și eu sper că v-a plăcut acest episod. Am debutat în Champions League cu Chelsea. Ne-am prezentat onorabil, zic eu. Apoi am bătut-o pe Steaua în derby de România. Așa că da, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați și voi un like și un share. Până data viitoare, eu am fost AG Football. Numai bine, la revedere!